Ciljevi ovog projekta su bili da se postojeći objekti koji imaju izuzetan značaj za gradove Vršac i opštinu Deta, da se najnovim tehnologijama osvetljavanja unaprede i samim tim da poboljša se ta jedna zajednička turistička ponuda opština Vršca i Deta. Drugi cilj je bio da se uzajamno prepoznaju opština Deta i opština Vršac i da koristeći IPA fondove prekogranične saradnje poboljšaju svoju saradnju, da se pronađu kao prirodni partneri. Treći cilj je da se unapredi multikonfesionalnost i multietičnost novih sredina i da se na taj način poboljša zajednički život građana ove dve opštine. Una dintre comorile moștenite din trecut este Biserica Ortodoxă Sârbă din localitate. Construită în anul 1785, este cea mai mare biserică ortodoxă sârbă din Voievodina. Un alt monument impunător este Catedrala Romano-Catolică. Lăcașul de cult a fost construit în stil neogotic în anul 1863 și este cea de-a doua catedrală ca mărime din Serbia, fiind considerată cea mai frumoasă. Biserica Ortodoxă Română din Vârșeț este și ea un tezaur arhitectural al urbei. Monumentul bizantin cu un interior impresionant a fost construit în anul 1913 și este considerat a fi una dintre cele mai frumoase clădiri din orașul Vârșeț. Înfrățit cu Vârșețul, nu doar prin grai, ci și prin poziționarea foarte apropiată de partea cealaltă a frontierei sârbo-române, orașul timișean Deta întregește traseul turistic. Aici, alte trei lăcașuri de cult au beneficiat de avantajele punerii în valoare prin iluminatul arhitectural. Biserica Ortodoxă Română și cea romano-catolică din Deta, precum și Biserica Ortodoxă din Opătița. Nici turnul pompierilor nu a fost uitat. Această clădire monument istoric, găzduind în prezent un muzeu. Odată cu implementarea proiectului, integrarea economică reduce diferențele din regiune de graniță, în mod special prin îmbunătățirea și promovarea cooperării turistice și culturale dintre comunitățile regionale și locale implicate.